De cele mai multe ori, atunci când discutăm despre pompieri, ne raportăm imediat la incendii și la lupta lor cu flăcările. Ei bine, activitatea acestora este mult mai vastă, iar pompierii alpiniști se află zilele acestea în județul Hunedoara, într-o tabără de pregătire special dedicată acestora. Antrenamentul salvatorilor se realizează cu participarea echipajelor de intervenție montană în diferite acțiuni complexe de căutare-salvare. De asemenea, pe parcursul acestei perioade, ei își vor verifica și perfecționa modul de intervenție prin intermediul diferitelor scenarii similare operațiunilor reale. La pregătire participă și lotul reprezentativ al IGSU la competiția internațională Grip Day, precum și 6 echipe, formate din câte 5 sau 6 alpiniști salvatori din cadrul unităților subordonate, respectiv ISU București, Ilfov, Cluj, Iași, Mehedinț, Timiș, Brașov și Hunedoara. Antrenamentele din prima zi, la care au participat alături de pompieri și jandarmi montani, dar și echipaje salvamont, au constat în 2 aplicații practice, respectiv unui motociclist accidentat aflat într-o vale a digului unui lac de acumulare, lângă un canal de apă. Victima a fost adusă cu targa pe malul lacului de acumulare după ce i-a fost evaluată starea de sănătate de către un salvator și un medic. Cea de-a doua intervenție a fost salvarea unei persoane rănită aflată într-o zonă muntoasă la mare înălțime pe o stâncă. Salvatorii, însoțiți de un medic, au escaladat peretele cu ajutorul corzilor, au ridicat targa pe frânghii și au acordat primul ajutor victimei. Coborârea acesteia pe targă s-a realizat tot cu ajutorul corzilor montate în peretele stâncii. Pregătirile pompierilor alpiniști vor continua și în următoarele 2 zile, când vor fi simulate alte situații de intervenție la înălțime pentru diferite acțiuni de salvare, printre care și salvarea unui adolescent aflat pe stâncile dealului cetății din Deva.